Absolvenții de liceu au susținut astăzi proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat. În municipiul Giurgiu, elevii au fost testați la cele două centre de examinare stabilite pentru această sesiune, respectiv la Colegiul Național Ion Maiorescu și la Liceul Nicolae Cartojan. Din punct de vedere al dificultății, proba la matematică le-a pus mai multe probleme candidaților. Pentru unii dintre ei a fost greu și să țină minte ce subiecte au avut de rezolvat. Nici prea bună, nici prea rea. La ce ai dat? Istorie. Și cum au fost subiectele? Pentru cei ce învață e ușor, pentru cei ce nu învață e greu. Ce subiecte ai avut? Subiectul 1, 2 și 3. Le mai știi? Nu. Pentru cei ce au învățat, le mai știe. Cel puțin la subiectul 3 ne-a dat din neviu mediu, dar n-am scris nimic. Pentru că, da. Deci tu n-ai învățat? Nu. A fost ușor. Ce subiecte ai avut? Cu matrice, cu mai multe. Da. Și în vară, ce notă ai avut? 4 și ceva. Ai pregătit mai mult acum? Da. La ce notă te aștepți? 6. Deci crezi că îl vei lua? Da. Greu pentru mine. Cum să fie? Oricum. Ce subiecte ai avut? Funcții, logarin, sim, tot ce ține de matematică. Asta este. Și la ce notă te aștept? Mă aștept cel puțin la un 5. Să vedem acum. În prima sesiune ce ai? Prima sesiune am picat, din păcate, tot la matematică. Și acum să vedem ce rezultat voi obține. Cred că te-ai pregătit mai bine acum? Da, da. Am stat numai în casă, pot să zic. E foarte bine. Ce subiect ai avut? 3. Au fost 3, zic sigur. Le mai știi? Nu. La ce notă te aștept? 2-3. Nu m-am pregătit, dar am avut inspirație. Vineri, absolvenții de clasa a 12-a vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în 1 septembrie, în aceeași zi putând fi depuse și contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 4 septembrie.